Iancul mare, bravul tare, o voi să fii. Oameni din toate colțurile țării au venit să-l omagieze pe Avram Iancu, să se bucure de vremea frumoasă și de tradițiile populare. Să sperăm pe viitor să se îndeplinească ce a spus Avram Iancu, testamentul lui, să avem o națiune fericită. Că până acum tot am luptat, dar încă n-am ajuns la acel nivel. Nu mă așteptam să fie așa frumos și drumul până aici foarte frumos a fost. O zi foarte importantă din viața noastră, încercăm să păstrăm tradițiile cât se poate. Suntem puțini, dar nu ne lăsăm. Au ajuns la Țebea și politicieni, lideri de partide și miniștri, au transmis mesaje de unitate și au evocat personalitatea lui Avram Iancu, fruntaș al Revoluției din 1848 și unul dintre cei mai iubiți eroi naționali. Aud pe unii și pe alții care pun sub semnul scepticismului Uniunea Europeană și prezența noastră în Europa și NATO. Ei zic că n-ar altera identitatea națională și independența. Acesta este un discurs greșit. Cei care sunt patrioți adevărați își doresc să promovăm identitatea noastră națională în lume și să clădim un destin propriu în Europa prin noi înșine. Emoție, bucurie, sentimente pe ce vin trăite de fiecare român ce ajunge aici în Panteonul Moților, nu doar când este sărbătoare națională, ci zi de zi atunci când pașine în drumă să ajungem aici. Suntem bucuroși că suntem la Țebea, că în fiecare an am fost și în anii pandemici și în 2020, 2021, 2022, e anul 2023, anul viitor va fi anul Avram Iancu. După ceremonii și discursuri, oamenii s-au bucurat de un concert de muzică populară susținut de unii dintre cei mai îndrăgiți artiști. Noi suntem răveni, noi suntem răveni. Anul viitor se împlinesc 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu, iar Parlamentul a votat ca 2024 să fie anul Avram Iancu.